încredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate. S. Bună seara, sunt Cristian Nerdeș, mă bucur că ne revedem la SOS. Povestea invitatului din această seară pare ruptă dintr-un roman. Acest om a scăpat din ghearele unei grave dependențe de alcool, s-a trezit la morgă într-o zi, unde spune că l-a găsit pe Dumnezeu, iar acum se ocupă de reabilitarea celor probleme cu alcoolul și a celor mai de temut deținuți din penitenciare. Să vedem ce urmează la SOS. Un invitat și o poveste de viață tulburătoare. În momentul ăla nu mai lua nimeni sticla de la mâine în mână. Am angajat doi oameni pentru că am ajuns să nu mai pot vorbi și fluieram cu fluierul ca să-mi schimbe sticla de lângă pat. Am ajuns o legumă în scurt timp. Aproape tot ce am avut am pierdut. Plus că eram urmărit deja de... aveam dosar penal de urmărit. Raul penală. Giura ne va povesti cum dependența de alcool l-a făcut să pierdă totul în viață, chiar și dorința de a trăi. Am zis că nu mai are rost să trăiesc în felul ăsta. N-am mai putut să mă suport eu pe mine. Aș fi plătit pe cineva să mă moare. Mi-am zis o dată la soție, uite, am 10.000 de dolari, plătește-l pe cineva să mă moare. După o tentativă de sinucidere, s-a trezit la morgă și a simțit că s-a născut a doua oară. Am băut, făcea o travă într-o seară și am căzut jos, a venit salvarea, a zis, domnule, omul ăsta e decedat. Eram pregătit pentru autopsie și acolo m-am trezit și era dezbrăcat pe masă de inox și aveam tot. Acum încearcă să-i ajute și pe alții și speră ca hotărârea lui de a nu mai pune un strop de alcool în gură să fie un exemplu pentru cei care se zbat să scape din ghearele alcoolului. Dacă vrei să nu recazi, ajută pe alții. Foarte simplu. Deci cei care traversează drame de viață și reușesc cumva să le depășească, la un moment dat simt nevoia să dăruiască ceva celorlalți oameni din experiența lor. Acesta e și cazul invitatului din această seară. Bun venit, Raul, și mulțumesc că ai așa curajul de a vorbi despre niște experiențe personale foarte, foarte greu de traversat. Când a început povestea ta cu dependența de alcool, cum ai început să fii prins așa în problema asta? Alcoolul în grupurile noastre de suport se spune că este un dușman viclean, derutant, puternic. Și este extraordinar cât de insidios și încet pune stăpânire pe tine. La început mi-a fost cel mai bun prieten. Și știam că fac parte dintr-o familie cu risc genetic. Făceam parte dintr-o familie în care eram la a treia generație de bărbați care mureau de ciroză alcoolică. Și au avut succes în viață, au avut școală și funcții înalte, au ajuns totuși să fie dependenți de consumul de alcool. La mine problema asta s-a declanșat încă din primii ani. Părinții mei erau de lângă Alba Iulia, o zonă viticolă, mergeam la bunici în vacanță și trebuia să beau apă pe ascuns, nu să bea apă, să bea numai vin. Un vin mai slab, dar să bea vin. Odată m-a prins bunica că beam la fântână un pahar de apă și mi-a spus nu bea apă că nu-ți face bine. Deci apa nu-i bună la sănătate. Asta e una din concepțiile astea care le mai auzi. Deși în zonele viticole nu prea existau alcoolici, adică oameni care să... Ei depistau pe cei care aveau problema asta și erau atenționați. Și bunicul mi-a zis, mă copile, tu nu bei ca ceilalți. N-ar trebui să te atingi de alcool. Dar la ce vârstă prima oară ți s-a dat să bei? Cât erai de mic? Păi bunica, mama l-a prins pe femeia care avea grijă de mine. La 8 luni îmi dădea ceai de tei cu vin, cu muscat otonel. Atunci nu avea probleme cu mine. Dormeam toată ziua și nu avea probleme. Deci ai fost foarte precoce cu chestia asta. Am vorbit o dată cu un specialist, un mare consilier din Statele Unite și am întrebat de la ce dată se consideră ca consum de,
primul consum. Deci de la momentul când ai băut prima cantitate de alcool, indiferent cât. Hai să spunem câteva lucruri telespectatorilor. Riscul genetic de care vorbește Raul în cazul alcoolului e foarte important și făcusem o emisiune în care am încercat să punctăm lucrul ăsta. Alcoolismul este o boală, lucru dovedit de foarte multă vreme. Încă unii oameni îl mai consideră așa ca un viciu, ca pe o chestie pe care oamenii o fac așa. Și riscul genetic se pare că e de 4 ori mai mare, cel puțin la familiile, membrii familiilor în care sunt persoane care au consumat alcool. Exact. Undeva el contribuie peste 40% din procente, apropo de factorii care pot duce la dependență. Bun, și practic la câteva luni de viață tu ai început să bei vin, zici? Da. Ce s-a întâmplat ulterior? Când ai simțit că realmente ai o problemă cu asta? Ani de zile nu am considerat. Nu beam foarte puțin sau numai la ocazii, dar înaintarea în vârstă, părinții au observat că am tendința asta. Când beam, nu mă mai puteam opri. Asta se caracterizează alcoolismul. Nu contează când bei și cât bei, ci ce faci când bei. Deci când beam un par de vin, de exemplu, trebuia să-l beau și pe al doilea și pe al treilea și până nu mă amețeam, nu lăsam. De-aia m-au dat la sport de performanță, tocmai ca să evit consum. Dar și acolo, când aveam o pauză în campionat, am jucat rugby, la 18 ani eram în națională deja, și dar când aveam o pauză, beam. Bun, și asta iară e undeva, adică oamenii care rezistă la alcool, tu spui că aveau o rezistență foarte puternică, sunt de fapt foarte, foarte predispuși să devină dependenți. Așa. Și asta poate fi o confuzie. Unii oameni spun, nu am nimic dacă beau. Tocmai asta e undeva, să spunem, o capcană. Și vreau să te întreb, Raul, crezi că anumite trăsături de personalitate ale firii omului predispun la asta? Tu erai o persoană mai timidă sau mai iritabilă sau mai așa instabilă emoțional sau ai avut lucruri din astea care te-au predispus să bezi sau nu? Nu, eu cred că am fost un alcoolic nativ. Acum, oamenii de știință au descoperit o genă care e responsabilă de transmiterea genetică a alcoolismului și totodată au descoperit că toate reacțiile biochimice în organismul alcoolic sunt diferite față de persoana normală. Pentru că cea mai periculoasă perioadă din abstinența unui alcoolic e primul an. Pentru că este vorba de acea beție uscată. Deci omul nu bea, dar are acea mentalitate, acel mod de a comporta exact ca și când ar bea. Și ei au studiat, pentru că majoritatea recădeau la o lună, la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, la un an. Și au fost foarte interesați ce se întâmplă, de ce oamenii recad. Și au descoperit, odată cu evoluția asta a tehnologiei, au putut face niște analize aprofundate, au văzut că organismul unui alcoolic sau cineva predispus spre alcoolism secretă acetaldehidă, care niciun organism nu secretă. O persoană normală nu are în organismul unui acetaldehidă, care acționează cu dopamina, care e neurotransmitător, dă un nou compus chimic, nimic pe scurtat TIC, care acționează asupra sistemului central nervos și dă o sete irezistibilă de a bea. Noi spunem beție uscată și suntem foarte atenți la perioadele astea de risc maxim, observăm oamenii care vin la grupurile de suport și intervenim. Pentru că e o perioadă care vine și trece, nu trebuie medicamente sau ceva. Cât de mult ai ajuns să bei la un moment dat, să spunem așa, când erai în apogeul acestei dependențe? Cam 10 ani am dus o luptă conștientă, de la 30 la 40 de ani. Am încercat să mă autosalvez. Adică eram un om care mă scufundam în mlaștină și credeam că dacă mă trag de păr în sus, mă pot smulge afară de acolo. Dar mi-am dat seama că singur nu reușesc. Am avut voință în toate celelalte domenii ale vieții. Am făcut sport de performanță. Am făcut... Dar aici voința nu a funcționat, spui. Da. Am făcut Institutul Politehnic. M-am terminat chiar cu 10 aproape. Și am avut performanță în domeniile. Dar în ceea ce privește alcoolul, știam, eram conștient că am o problemă, nimeni nu mi-a spus. Am fost internat la neuropsia, am fost la ergoterapie, la neuropsiatrie. Odată m-au ținut internat 4 luni de zile la neuropsiatrie. Era încă pe vremea la Ceaușescu. Ai fost la o secție închisă sau deschisă? Am fost la o secție deschisă, aveam oameni medici în familie care au zis, domnule, trebuie să-l ajutăm să depășească aceasta. Asta spuneam, cât de mult? Adică beai tărie de obicei? Ce cantități? Da, am ajuns în ultima perioadă să beau 4 litri de vodcă.
am 4 kg de vodcă, deci ca să intru în stare de funcționare, la început îmi trebuia 100 de grame dimineața, da? Am ajuns să beau 500 de grame dimineața ca să intru în stare de funcționare. Adică să nu tremure mâna și să pot să funcționez normal. Ai avut așa și manifestări de agresivitate sau lucruri din astea care se întâmplă cu persoane care consumă mult alcool? Da, pentru că tot sistemul, tot modul de a gândi și de a acționa este diferit. Deci ce mie mi se pare perfect normal, la o persoană normală îi se pare aberant, adică aiurea. Vedeți că sunt persoane extraordinar, de mare succes, care sunt alcoolici. De exemplu, fostul președinte al Americii, George Bush Jr., este alcoolic. A recunoscut asta înainte de a fi ales președinte. A fost întrebat direct, pentru că se pune accent pe problemele unei persoane, mai ales când candidează la președinție. Și a întrebat, aveți probleme, domnul președinte, aveți probleme cu alcoolul? Da, sunt alcoolic și fac parte din Alcoolici Anonimi. Și pentru asta a fost ales președinte al Americii. Știu că la un dat te ocupai și cu comercializarea alcoolului. Mă gândesc dacă asta nu a fost încă un factor care, într-un fel, a agravat povestea, fiindcă erai tot timpul în preajma alcoolului, știi? După Revoluție, imediat, am venit niște prieteni în Statele Unite și ne-am întrebat, m-a interesat foarte cum să pot face bani foarte rapid. Și ziceam, dacă vrei să te îmbogățești repede, vinde ceva ce creează dependență. Asta e și cheia succesului. Nu recomand, da? Pentru cine vrea bani rapid, vinde ceva care creează dependență. Aici am intrat și alcoolul, și țigările, și cafeaua, și crea cafeaua. Și Coca-Cola la final, dacă creați dependență. Dar cu cât e un drog mai adictiv, cu atât ai garantată vânzarea acelui drog. Și alcoolul era, după Revoluție, mi-a dat o cerere enormă de alcool. Și am zis, domnule, fac o fabrică de alcool. Am făcut o fabrică de alcool și pentru că era drogul preferat. Oamenii ăia trebuia să-mi și spună, mai omule, dacă vrei să vinzi să te îmbogățești vânzând un produs care creează dependență, să nu fie drogul tău preferat. Adică dacă vând alcool, să nu fiu alcoolic. Am probleme. Și am făcut un restaurant, Colibri, pe calea Turzii, era renumit atunci ai mea după Revoluție. O treia an am închis o oră, am avut un succes nemaipomenit. Vindeam cantități, nu puteam produce cât. Cererea era enormă pe piață. Aduceam de afară, pe gropile de gunoi din Germania, aduceam gunoi, alcool industrial pentru procesare și era un profit fantastic. Da, luai cu 50 de feni și îmi dai cu... Mulți oameni care cad în dependență de genul ăsta, alcool, droguri, la un moment dat spun ceva de genul ăsta, că parcă nu mai au suflet cumva, nu-i mai interesează de cei din jur. Așa, li se pare că nu contează altceva nimic decât drogul respectiv. Tu ai avut așa sentimentul ăsta că nu-ți mai pasă sau că te-ai înrăit, ai fi în stare de lucruri din astea foarte dure legate de oameni? Gânduri din astea au fost? Acum, una din definițiile date în Big Book, Marea Carte, este culmea îndărădniciei egoiste neînfrânate, mânat de sute de forme de frică și autoamăgire. Asta e una din definițiile alcoolicului. Și de asemenea, colegiul medicilor din Statele Unite, doctorul Silver, care a creat pentru prima dată secții psihiatrice în spitalele din Statele Unite, spunea că e obsesie mentală dublată de o alergie fizică. Sunt multe definiții. Dar asta din Big Book e că e extraordinară pentru că arată exact personalitatea unui. Culmea îndărădniciei egoiste neînfrânate. Deci, fiind sclav, fiind rob unui viciu, faci orice ca să-l obții. Atunci nu erai în stare să dai în cap la cineva, să zicem. Adică nu dai în cap, nu ajungi acolo să dai în cap, pentru că e un, zice, un banc spune că un alcoolic lăsat în pielea acolo în Sahara, după o oră îl găsești mort de beat. Deci, vedeți că ce ușor e. Câți boschetari sunt în Cluj și tot timpul sunt beți. Deci n-au niciun venit, niciun ban. Deci alcoolul parcă, nu știu, ce energie malefică duce la a facilita obținerea lui, fără bani și fără... Dacă vrei să bei, te înveți într-o zi, chiar dacă n-ai bani. Cumva se întâmplă asta. Știți că vorbim de alcoolism la bărbați, lucru e mult mai frecvent la bărbați. Alcoolismul, însă, procentul de alcoolism la femei crește. Și la femei poate să fie o problemă, într-un fel, poate mai grea, pentru că la femei evoluția e mai rapidă și mai cu complicații mai mari. În plus, femeile nu prea accesează serviciul din cauza stigmatizării. Știi, e mai greu pentru femeie să spună, uite, sunt alcoolică, vreau ajutor. Da. Și aș vrea să urmărim un interviu realizat cu una din femeile care participă la grupurile de suport pe care tu le conduci. Da. Să vedem și perspectiva unei doamne care are această boală. Haideți să vedem ce spune această doamnă. Eu tot timpul am negat că sunt alcoolică. Deși eram conștientă, subconștientul meu, știam că am probleme de tânără cu alcoolul. Am lucrat în comerț,
la restaurant și totdeauna îmi puneam întrebarea de ce eu nu pot să beau ca o colegă. Eu eram o băutoare apucată, nu eram băutoare zilnică. Când mă apucam, la o perioadă de timp, când depresia era mare, atunci puneam mâna pe pahar, dar nu mă opream până nu ajungeam la spital. Și te fereai de oameni? Adică... Mă ascundeam, mă izolam. Foarte multă vreme am băut singură. Toți anii aceștia am băut singură. Am dorit mult să accept treaba asta, să accept că sunt alcoolică, dar nu știam cum. N-am știut, n-am găsit o cale deloc ca să... prin cineva. Și am întâlnit grupul în 2005 și l-am întâlnit pe domnul Raul. Grupul de Alcoolici Anonim. De Alcoolici Anonim și am fost la ședință de Alcoolici Anonim. Am plecat de acasă, de la soțul. Noi ne băteam foarte des, eram alcoolici amândoi și l-am părăsit după 31 de ani de căsătorie. Și am venit la alcoolici și când am auzit prima ședință, mi s-a potrivit ca o mănușă. Am spus, aici e locul meu. Și am încercat din răsputeri și m-am debarasat de alcool. Din 2005 nu mai consum nimic. Eram și dependentă de medicamente, fiindcă dacă mergeam la spital, acolo îmi dădea medicamente, știți? Și... Ai fost și la spital internată, să zic? Bineînțeles. Am fost și paralizată din cauza alcoolului. Și m-a dus într-o stațiune la Nucet. Asta înseamnă că ai avut o perioadă lungă de consum, nu știu, da, câțiva ani de zi, da, poate. Da, 31 de ani de consum. Și din 2005 n-ai avut nicio recădere? După un an de zile am avut o recădere. Ce s-a întâmplat? Am gândit negativ. M-am încărcat cu o negativitate și... Și după aia cum te-ai oprit? M-am oprit, m-am dus la grup și am recunoscut. Am consumat alcool și de atunci am început să fac programul de 24 de ore. Și spuneam, astăzi nu consum nimic. Și au trecut ani și nu am consumat. Ce le-ai spune femeilor? Pentru că sunt, din păcate, numărul cazurilor de alcoolism la femei crește. Ce le-ai spune femeilor care se uită la noi, care consumă alcool și la care le rușine să vorbească cu cineva despre asta, nici măcar cu un psihiatru sau un psiholog? Le-aș recomanda să vină la Alcoolici Anonim și, fiindcă asta este o boală a negării, alcoolismul, și spunând și descărcându-și sufletul, vor reuși cu siguranță să se lase de alcool. Da, vezi, chiar dacă raportul undeva e 5 la 1 în favoarea bărbaților, totuși problemele femeilor pot să fie grave și vin multe femei la grupurile astea. Apropo, e o barieră legată de ce spune lumea? Mă bucur foarte mult că ai pomenit de asta, pentru că nu există niciun program pentru ele. Ar trebui să fie grupuri specializate pentru... La femeie e o tragedie enormă. Eu am avut vreo 20 și ceva de femei în programele astea, în grupurile de suport și trăiesc 3. Se intoxicație foarte brutală, da, se întâmplă foarte rapid. La un bărbat, de exemplu, durează cam 10 ani, știi, până vezi efectele consumului de alcool. Dar la o femeie, într-un an de zile, e praf. Se pare că la femei riscul genetic e mai puțin important ca la bărbați, însă sunt foarte multe cauze din astea psihosociale, care la femei sunt undeva mai importante, care declanșează consumul. Raul, știm cu toții că atunci când un om întrerupe un drog, un toxic, apar acele simptome de sevraș, cum le numim noi. La tine au fost perioade din astea în care ai avut simptome fizice sau psihice, când ai încercat să oprești consumul. Cum te-ai simțit? La alcool, sevrașul alcoolic e mortal. Spre deosebire de drogul, unde nu e mortal. Deci poate fi mortal la alcool. De-aia trebuie avut mare grijă, pentru că se intre în sevraș și imediat după încetarea consumului. Am văzut unul cum un profesor de educație fizică a murit aici la porți, la Prison Fellowship, l-am scos afară, că ziceau că e băut, dar el nu chiar că intrase în sevraș, că nu era băut. Da, încerca să stea treaz. Atunci se întâmplă, și da. Oamenii nu știu și da. L-au scos afară. Și dacă chema salvarea, sau în momentul ăla poți salva un om dacă îi dai 100 grame de vodcă sau un pic de alcool, l-ai scos din criză. Pentru că altfel poate muri. Am văzut oameni că mulți... Sevrajul poate să apară chiar și dacă scazi puțin cantitatea, nu neapărat dacă o sistezi de tot.
Așa să spunem, s-a ajuns, știi că sevrajul ăsta complicat, cel mai grav, poate să meargă până la crize din astea convulsive care seamănă cu cele din epilepsie sau oamenii pot să aibă halucinații, de obicei cu animale se întâmplă, cu gândaci, cu șoareci, cu așa ceva. Tu ai trăit asemenea lucruri? Da, delirium tremens se cheamă și am trăit delirium tremens de nenumărate ori. În momentul când încetam băutul, toată dimensiunea asta se dădea așa ca la o parte, ca la o perdea și intram într-o altă dimensiune, unde o lună de zile mă uitam în oglindă că era un câine care m-a mușcat de spate și mă uitam să văd dinții, că simțeam efectiv, atâta era de real lucrul ăla, că simți durerea sau cineva care te împunge sau era niște monștri care veneau și te chinuiau, era gros. Facem o scurtă pauză pentru publicitate, iar după asta vom afla ce s-a întâmplat treptat. Ai avut la un moment dat așa un declic, un moment după care totul s-a schimbat în viața ta. Nu uitați de Facebook, nu uitați de participarea la această emisiune prin sugestii, prin a ne suna la 0737511554 și nu uitați că, până la urmă, suntem aici pentru dumneavoastră și această emisiune are o șansă tocmai pentru că dumneavoastră ați putea participa cu noi la acest proiect. Ne revedem după publicitate.